Top 3 vinuri albe de vacanță. Sunt mare hater în acest moment pentru că mă trezesc dimineața, de multe ori sunt mahmur. Deschid Instagram-ul, că ce să și faci dimineața la prima oră deschizi Instagram-ul și văd că toată lumea a plecat în vacanță. Ca să le dai hate maxim, intri pe Freshful, livrează rece, nu uita, și scoatem un vin aleatoriu. Calogeri. Ah, Grecia. Aici avem un Malagusia. Ce e interesant la vinul ăsta, practic strugurile ăsta până prin anii 60-65 era considerat dispărut. După care un profesor, sunt convins că domn profesor din Grecia nu l-a ales, deci îi plăcea. Stai, că revin. Yes. Sunt convins că domn profesor din Grecia l-a ales pentru că practic i s-a făcut lipsă în organism de Malagusia. Și atunci ce faci? Te apuci și cauți strugurile pe unde îl găsești. L-a regăsit, l-a replantat. Și acum este soiul cu care grecii se mândresc foarte mult. Eu, ca bețiv, mă mândresc foarte mult. Wow! Senzațional! După cum ați văzut, am avut și paharul rece. Uitați-mă cum se face. Uitați-vă și voi cum se face. În momentul ăsta, sărin mare. Cheers! Găsiți pe Freshful, preț decent, rece. Asta este. Nu știu cum se zice rece în românește, dar în grecește tot rece să zice. Hai să vedem pe unde a mai plecat lumea în vacanță. Ce a ieșit atât? Remole, Toscana 2021, Frescobaldi. Știți Toscana, regiunea aia unde practic e toată lumea acum și unde pune poze cu negroni și cu toate băuturile alea și cu fripturi și cu unde aș vrea să fiu și eu chiar în acest moment, dar sunt la filmare și unde aș vrea să-mi petrec tot restul vieții între acei copaci înalți, la fel de înalți și de frumoși ca și mine. Știți regiunea aia din Toscana? Știți Toscana din Toscana? Ei, uite, vinul ăsta e din Toscana. Un cupaj de Trebbiano și Vermentino. Trebbiano este un soi de strugure care se cultivă, sigur, și în Toscana, dar foarte mult undeva în sudul Italiei. Dar e un vin fără personalitate. Și atunci Frescobaldi s-a gândit să dea un pic de plecare în viață, că trebuie să te ajute cineva, nu poți să pleci. Nici la băutură, nu te-a pus să bei singur. Dar pleci cu un prieten. Așa și Trebbiano ăsta a plecat cu un prieten, cu Vermentino. Deci Trebbiano și Vermentino au plecat la șpriț. Și a ieșit ceva foarte interesant. Acest vin, să auzim sunetul Toscanei. Deci cum vorbește Toscana asta cu mine. Pe ăsta l-aș numi chiar și vin de șpriț. De ce e bun de șpriț? Pentru că este mult mai lejer. Nu are o personalitate foarte mare. Și atunci hai să-l facem tată șpriț. Mare atenție. Cum m-a învățat pe mine să beau șpriț? Un băiat care bea șpriț. De mult. Eram tânăr. De sus, tată. Cât mai sus. Cât de sus poți? Și te apropii frumos cu sticla. Asta ce-i dansul șprițului? Nu! Se face șpriț în pahar pentru că se duce apa și vine înapoi. Știți că bețivii nu sunt neapărat ăia de credeți voi. Nu, există o chimie. Există o știință. Inginerie. Uite-l. Da, tata, altceva. Franța, frate. În gașca mea e o vorbă. Frate, iubim Franța, dar nu ne plac francezii. Da, pot să înțeleg chestia asta. Da, fac cele mai bune vinuri din lume, punct. Pentru că au acel chelcășos, vinuri brânză pâine. Îți mai trebuie doar bani. Dacă n-ai bani, intri pe Freshful, frumos, livrează rece. Avem un chardonnay făcut de Maison Louis Latour. Sunt cred că cei mai mari negocianți din Burgundia. Știu sigur, dar nu știu chiar numărul, probabil 35 de hectare de Grand Cru, ceea ce înseamnă, wow, super mare șmecherie în Burgundia, în Côte d'Or. Ăsta e un chardonnay, clar, trebuie să fie ceva foarte bun. Hai ușor. Da. Cântă Marseillaza în capul meu în momentul ăsta, trece Napoleon călare. Doamne, câinele lui Pavlov sunt eu. Deci cu ăsta n-ai cum să te înșeli când bei chardonnay de Franța. Deci cel puțin din Burgundia. Acele note calcaroase, acea textură
onctuoasă, untuoasă. Pentru că sunt viile vechi, pentru că solul, de asta se numește, de asta se face Grand Cru în Burgundy. Ce e Grand Cru? Grand Cru este o identificare a viilor în funcție de teroar. Cu cât teroarul, din punct de vedere pedologic, este mai bun, cu atât vinul e mai scump. Strugurile este mai valoros. Și atunci Grand Cru este practic treapta de sus a viilor. O coastă. E mult soare pe partea asta a dealului, e mai multă apă, mai mult bate vântul sau mai puțin, în funcție de cum vrea fiecare producător, și atunci ei o clasifică pe asta Grand Cru, adică best of best. Yes, residential area în vin. Da, e un fel de Floreasca. Dealul ăla mai bun. Dealul mai bun.